Nu am băut nimic. Trebuie să beau bere sau vin. Trebuia să bei? Da. Merge camera, da? Da. Ce tare! Vrei apă? Nu. Apă, în fine. Cu ce te ocupi? Uf, în viața de zi cu zi, hai să zic, mai cu nimic. În schimb, sunt visător. Numele este Costinel Burtui Arghir, alias Patrick Mihail. Locuiesc, în schimb, în Drăgășani. Și gătitul? Tu acum știi ce cu urmează să gătești? Da, mergem pe bucătăria nouă, cu sinovele înseamnă francez bucătăria nouă. Gătesc involtinii de polo ai funghi. Gătesc piept de pui cu bacon și cu anghirole, carciofi, împăturiți gen casărmăluța. Ok, încerc să filez pieptul de pui cu covor sau știu eu, să stea pe ciuperci. Pun câte două sărmăluțe de-astea. Prăjiți un pic, stingi cu vin alb. Mamă, cât stres, frate! Câteva cuvinte succinte, clare și la obiect. Sunt o persoană care se plisește destul de repede. Pare cum ambițioasă, în limita bunului simț. Eu și soția mea ne susținem în tot ceea ce facem. Atât ea cât și eu. Bine, mai mult ea decât eu. Sunt un om liber, deschis, cu fete de viață. Soția, poți să răspund? Răspund. Este un liște cu cele știu de sunt. Bambina, să nu un interviu, te rog, sună mai târziu. Nu te rog, ce miște și te sun eu. Să nu un interviu, pusi. Ok, nu, acum pun un farfurie în plate. Nu ai pusi. Da, dacă nu-i răspund, unde ești, ce faci, cu cine ești? Da, sunt foarte grijulie soția. Nu prea e obișnuită cu... Ea nu e gelasă, e grijulie. Care mănâncă mai mult? Bă, dar niciuna să nu oprești eu. Sunt mulțumit din toate punctele de vedere. Fizic și psihic, mai puțin psihic, asta e partea a doua. Cum să le pun, frate, nu-mi place cum stă? Să le mai tai cum le-am tăiat, să pun un întreg, unul jumate? Jur, așa le las? O să încerc să împlinesc preparatul meu pe cât posibil. Acum nu știu emoțiile și dracu. Acum nu știu. Da, mă, să fie așa... sălbatic. Spune dacă mă vine, ce ai făcut, mă, gogule? Îmi doresc atât de mult cuțitul pentru a face un, îmi spunea cineva mai devreme, un sefiu. Și zic, ce ăla sefiu? Selfie, am mai selfie, în fine. Să fac un sefiu de la, sau un selfie, sau știu eu, cheamă cum vrei, o poză. Hai, desert! Desert, hai cu desert! Mama, bă, ești prost! Bă, nu-i desert! Dar arată foarte ciudățel așa. Dar ce? Bă, ce formă ai asta? S-a gândit la mine. A zis că Lătescu nu mai mănâncă mult, deci... Petit, petit? A, uite, mă, e piept de pui cu anghinare și cu... șuncă presată! N-am mai mâncat șuncă presată de când eram mic. Sigur, nu e deci tot este un alt fel de... Nu mai e anghinare asta. Hai, mă, da, da, da. Crezi că poate să fie o doamnă? O doamnă mai în vârstă care mânca pe vremuri la ATN. La Minion, mă! Da, mă, la Minion, Minion, așa? La Minion era cordon bleu. Da, ciupercile. Da, ciupercile. Bă, ce? Deci, înainte nu prea erau ciuperci proaspete așa, adică toată lumea... Cum nu erau ciuperci? Păi da, erau, dar nu prea erau pe la restaurante, bă, frate. Bă, frate, erau așa de multe ciupercării, crede-mă. Bă, că am lucrat în 86. Erau... Toate ciupercile care se foloseau de la conservă erau. Chinezești? Da. Deci, încă o dată am deschis sezonul amintiri din copilărie cu Bontea și Scărlătescu. Vorbim despre epoca de aur a României.
Cine a gătit, mă? Nu știu, dar îmi plac genul ăsta de discuții cu voi așa, sincer, pentru că stau și îmi dau seama cât de tânăr sunt, de fapt. Chiar de este o fostă bufetieră? Da, mă, n-are treabă. Are piate în tare din aia așa pe cap. Hai, mă, lasă. Bă, sunteți răutăcioși. Hai, mă, din respect pentru generația trecută. Băi, mă, te rog eu frumos. Bine, mă, hai, pentru treaba asta te înțeleg. Bine, lasă. Iar vrei să te pui bine cu lumea, iar vrei să... Vreau orice. Revenim în degustări pe nevăzute printre concurenți, mai mulți ca niciodată, cu un nivel ridicat de pretenții și cu rețete din toate părțile lumii. De, toți vor să facă o impresie senzațională cu primul lor autograf culinar. Omul e dator să încerce, noi merităm să fim surprinși. Mama. Tot respectul. Salut. Bună seara. Hola. E perucă? Nu. A. Nu? Nu. Cine ești tu? Ok. Cum? Cine sunt eu? Da. Ești ok? Nu, nu. Eu te întreb cine ești, tu îmi spui ok. Ok, numele meu, full suspect și pelican, numele meu este Costinel Burtoi, am 38 de ani. Costinel Burtoi Pelican? Burtoi sau Burtoi? Ce pelican ai auzit, mă, tu? A zis pelican. Care-i treaba cu pelicanul? Nu știu treaba. Păi a zis pelican, nu sunt eu nebun, chiar a zis pelican. Ai zis pelicanul? Nu. A, da, măi, zis. A, da, măi, zis. A zis pelican? Da. Nu. A zis pelican, nu e... Nu e de la... surpriză. Ce surpriză? Ce-a fost înăuntru, ciupercile? Bă, Costinele, mă! Am glumit! Înăuntru n-ai avut ciuperci? Nu, nu, înăuntru, ce era înăuntru, anghinare și... Ai gătit vreodată pelican? Nu. Nici pescăruși? Lebede. Alea, da, pentru alea sunt faimoși. Unde? Nu, pe bune, la Viena ai gătit lebede? Nu, în Franța. În Franța? Le găteam pentru noi, la Ceaun. Mi era acum, nu știu, 20-25 de ani. Vorbești serios? Ui. Ui, oh, un pepe al lui Fonsi, nu? Du-te, grosiești, eu cumpram. Ui. Oh. Comun s-apele lebede al Fonsi. Gaga, adică... Ce gaga, o să apel. O gâscă mai bară, o gâscă mai bară, adică o gâscă mai bară. Mai bară, auzi, mai bară. E pe germa. Bine, pe aia neagă, pe Black Swan ai prins-o? Am soția blondă cu cel. Nu te-am întrebat de soție încă nimic. Nu, și e geloasă. Mă, încearcă să mai scoată puțin. Băi, tare rău ăsta. Care-i trăuții? Cum ai ajuns să gătești aici pentru noi? Ce-ți veni? Ce-ai pățit? Cum e? Ok, am zis că e oportunitate de a cunoaște Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Bine, nu știu. Sfântul Duh! Sfântul Duh! A tot puternicii, da. Doi chine în fața dumneavoastră. Deci eu sunt tatăl ăsta, e fiul și ăla e Sfântul Duh. Dumneavoastră că aveți o lună mai senilă. Deci eu sunt tatăl. Senilă! Mai senilă! O juvenilă și mai, în fine, da. Băi, deci băi, asta e atitudinea mai senilă. Da, bun, bun, bun. Costinele, ești fabulos. Știi cum e răspunsul ăla? Da, știu cum s-a mai spus. Nu, 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 apropo de asta, poți să am o guriță de vin, mi s-a uscat gura? Da, ți s-a uscat la gura? Ia de aici, că ți s-a uscat la gura. Ia pahar. Hai, respectul. Vreau și o vorbă bună acolo, jos, că sus n-am șanse. Da, tu respectul. Ei, ce-ți place cu alcool? Unde mi-i duce? This is the life, love to be love. Live your life you love. Da, iubesc Bob Marley. Alo. Meserie. De muncă. Ce-ai muncit la viața ta? Ok, am lucrat în construcție, am lucrat și bucătărie. Am început ca spălător de vase în Firenze. Și de acolo, fiind de meserie, unul din cei 40 ai lui Alibaba, în lipsa celui care făcea pizza am intervenit eu, lipsa celui care gătea am intervenit eu, până am ajuns să iau locul, nu știu, să pot înlocui un bucătar. Jolly. Dar cum ai ajuns să pleci de acasă? Ok, am plecat mulți ani în urmă, soția era plecată în Italia, lucra la îngrijea de o bătrânică, da, eram la liceu la Craiova în vremea aia.
Ok, în vacanța de iarnă de 3 săptămâni, am plecat în Italia într-o vizită, mi-a găsit de muncă. Stai puțin, la liceu erai căsătorit de gen? Păi, e în geneza noastră, de mici, ca să crească copii odată cu noi. Da. Am băiat de 15 ani în Irlanda, la școală militară, la Scotland Yard. La Scotland? Da, da. La ce? La Scotland Yard. Garda Reginei, școala de gen subofițeri. Da, Scotland Yard. Stai așa, să nu-ți fie set. Așa. Nu, da, că e sete, e sete. Nu, sunt oarecum emoționat. Ok. Ok, am un singur rugăminte, dacă se poate. Ia zi. Poți să faci pe invizibilul. Poți să-l iau eu acasă ăsta, să-l spăl și-l aduc înapoi călcat, apretat? Îmi permiteți? Cadou. E un grem bine. Cadou, e ok. Ura, mulțumesc. Nu am crezut că vrei să mai bei un par de vin. Nu. Cam... am demers. Demers. De cântat cânti? Ok, am o melodie preferată. Every time you have some trouble, when you worry, make it double, don't worry. Be happy. Îmi vine plăcere. Un coniac distinție, un apus micro, toată lumea știe. Ah, purtoi. N-a văzut apa la culoarea asta. Pelicanul. Cred că nu știe ce gust are apa. Nu știe. Inodor, incolor și insipid. Dar are gust, culoare și miros. E... geografie. Geografie pură. Oh, auzi, da, tu ai vreun nume de scenă al tău? Da, Patrick. Patrick Mihail. Numele lui Fimio. A, numele lui Fitu. De-aia l-ai... Da, stai puțin că eu acum înțeleg. Ai nume de scenă? Tot ce avem. A, da? Păi și scenă ai? Sunt actorul vieții mele, ca într-un film cu mine, ceva de genul. Păi prestezi undeva, faci ceva? În imaginația mă bolnavă, da. Deci n-ai pe scenă așa, n-ai făcut niciun dans pe scenă, n-ai făcut spectacole sau ceva de genul ăsta. A, nu. Aia, înțeleg. La ce te aștepți când ieși dincolo de uși? Da? N-ai văzut pe noi. Ce vrei de la noi? Deja v-am luat mai mult decât trebuia. V-am captat atenția mai mult decât mă așteptam. Extraordinar. V-am făcut să vă simțiți pentru câteva secunde, să vă duc în altă lume, a mea de altfel. Deja e maximul ce pot oferi, ce pot obține. E maximul, nici nu doresc mai mult, pentru că nu pot duce. Costinel. Da, mulțumesc frumos. Să-ți fie de bine. Să fie primit.